Există câțiva mari consumatori de energie în interiorul nostru, iar cel mai mare consumator de energie pe care l-am identificat e povestea minții. E ce se întâmplă aici. În... Eu îi spun a... mai muțică. Am văzut că multă lume îi spune mai muță, alții îi spun instalația străină, că realmente e ceva care pare să fie pus și să funcționeze dincolo de controlul nostru. Fiecare îi spune altfel. Cert e că e o poveste care se derulează acolo în capul nostru și este învârtită în jurul unor subiecte, unele aparente și unele mai puțin aparente. Și am văzut că unele consumă enorm de multă energie Chiar reușesc să ia din energia corpului Adică poți să ai o stare de bine, să fii în vacanță, să stai pe șezlong să stai pe plaje, să n-ai nimic de făcut și brusc îți vine în cap, da, cu tăricul, da, datoria pe care o am nu știu la cine, da, oare de ce ălălalt se simte rău că i-am spus eu nu știu ce și începe să apară o poveste întreagă și te trezești brusc că te simți rău.